Protest spontan pe tronsonul în lucru al autostrăzii Deva-Lugoj. 50 de oameni au ieșit luni după amiază cu afișe în care își exprimă nemulțumirea. Oamenii spun că autostrada se construiește pe terenurile lor, în timp ce ei se judecă fără rezultat de 5 ani din cauza prețului de nimic oferit drept despăgubire. Nu mă cer cu dumneavoastră, eu vă transmit ordinul pe care l-am primit de la șef. Să vină șef, să vină jandarmeria, să vină parlamentare, să vină... Spuneți-i la șeful că îl chemăm aici! Spuneți-i la șeful că îl chemăm aici! Se lucrează, da! Mă scuzați că intervin. Dumneavoastră aveți predat amplasament, autorizație de construcție, aveți? Nu vorbiți cu mine, vorbiți. Păi nu, dar atunci după ce veniți să ne luați. Trimiteți șefii dumneavoastră aici, da? Aproximativ 50 de localnici din satele din zonă spun că prețul oferit de statul român este prea mic. Sunt nemulțumit pentru că despăgubirea pe care o dau e de 1,20 de bani pe metru pătrat nu e cea reală cu terenul. În zonă s-au vândut terenuri și cu 10 euro metru pătrat. Pe locul care l-am eu, am construit o casă, am avut o baltă de pescuit pe care mi-au luat-o în totalitate, de care mă serveam la udatul grădinii, aveam și un pește, deci îmi satisfăceam și o plăcere de asta, de pescar. Și acum dumnealor au venit să dea o despăgubire de 1,20 de bani. S-a dat la Șoimuș, de exemplu, 4 euro și jumătate, euro, în zona Turdașului, care e tot pe Valea Mureșului, tot 4 euro și jumătate. Ori aici, în zona asta, se știe, zona Brănișca, este unul dintre cele mai bune terenuri de pe Valea Mureșului. În anul 2011, statul le-a trimis notificări prin care informa că le ia terenurile și că le oferea un preț cu mult sub prețul pieței. Nemulțumiți, vreo 260 de hunedoreni din mai multe comune străbătute de tronsonul marginea Șoimuș au dat în judecată compania de autostrăzi și drumuri. De atunci au trecut mai bine de 5 ani și încă nu au niciun rezultat. În schimb, pe terenurile lor s-a întins deja șantierul autostrăzii. Luam terenul în care bunicul meu, în primul război mondial, a stat 4 ani în război și a făcut 3 ani de prizonierat în Rusia. A primit în urma celor 7 ani în care a luptat pentru țara asta, a primit o bucățică de pământ. Acum, guvernanții actuale au venit, ne vor să ne ia pe de gratis. Eu fac acest protest, nu neapărat pentru mine, în memoria bunicului meu, care și-a dat 7 ani din viața lui pentru țara asta. Cum să nu fim nemulțumită? Cum să nu fim când căpătăm nimic ca toată? Părinții noștri s-au luptat și s-au zdrobit să cumpere și ei teren. Tata meu a fost veteran de război. Numai el știe cum au adunat bănuți cu bănuți. Eu am fost singură la părinți, adevărat. Dar umblam acolo cu niște sândăluțe rupte și rale. Să adune, să facă. Vindea ultimul cal, ultimul bou. Să iei pământ. Și acum chiar nimica. Nimica, nimica. Mai bine de o oră, protestatarii și-au exprimat nemulțumirile pe terenul autostrăzii și nimeni nu a venit să discute cu ei.